da Marghera, sunteți creatoare de modă. Cum v-ați gândit sau cum v-ați gândi ca să îmbrăcați pe băieții de la Todos Mondo? Todo Mondo, atrageți-mi atenția de fiecare dată. Priviți numai cum pentru Eurovision. Ploaie și furtună, cine apare în zare? Un curcubeu. Deci eu aș îndrăzni și aș vrea ca acești tineri să aibă fiecare câte o culoare a curcubeului. O să ținem cont, da. Elorea, dumneavoastră faceți o modă, adică sunteți creatoare de modă pentru copii. Și numai pentru copii. Care este acum linia? Care sunt culorile? Ce ați pregătit dumneavoastră pentru copii acum? Aduc o pagină de folclor copiilor din oraș. Un cadou pentru mămici de 8 martie. Ca piese, fotă, ie. Eu am înțeles. Înseamnă că totul este, adică intenția este să fie făcut de mână de o femeie talentată și atunci are valoare mai mare costumul. Și probabil că are și fantezia persoanei respective care se implică în crearea unui model, nu? Da, gândul meu este la copii, dar să știți că și copiii vin cu idei. Au desene, aș vrea să fiu îmbrăcată. Încercați desenul acesta. Și bineînțeles că îl voi încerca și noi v-am invitat aici pentru că am vrut ca în această emisiune să facem un cadou tuturor mămicilor de 8 martie să se inspire și să vadă cât de frumos arată copilul îmbrăcat într-un costum gândit de doamna Ardelea. Vă mulțumim frumos, doamna! Această colecție de altfel se numește Fir de Mărțișor. Fir de mărțișor, doi mărțișori frumoși aici, eu uite ce mărțișori frumoși!